cele două care de pe cer. Ioan, tânărul uriaș, era foarte bun la suflet și ajuta pe toată lumea. Ca fierar, făcea orice lucrare îi se dădea și fiind așa de puternic, putea lucra cât 10. Dar le cerea tuturor să respecte înțelegerea avută cu el. Era vai și amar de cel care dorea să-l păcălească. Atunci se înfuria și devenea de temut. Odată, un căruțaș venise la el să-i repare carul cel mare cu care aducea lemne din pădure. S-au înțeles la preț, dar când a revenit să-și ia carul reparat, căutând tot felul de tertipuri, a încercat să-i dea mai puțin bani față de cât le-a fost înțelegerea. Ioan, de supărare că omul nu e cinstit, l-a pus pe căruțaș în carul lui și îl aruncă sus pe cer. Soția căruțașului început să-l certe pe Ioan că cere mulți bani și să-l lase din preț. Dar Ioan îi spuse: când ne-am târguit, a fost de acord. Omul trebuie să fie cinstit. După care o luă și pe soția căruțașului, o puse în căruța cu care veniseră și o aruncă și pe ea tot acolo. Femeia, fiind mult mai ușoară și căruța mai mică, ajunse mult mai sus decât soțul ei. Bărbatul o văzu când trecea pe lângă el, dar nu putea să facă nimic ca să oprească căruța în care se afla soția lui. Vino aici, îi strigă femeii din toți rărunghii. Nu pot, vino mai bine tu aici, îi răspunse femeia. De atunci cei doi, pentru că nu au plătit tânărului uriaș suma cu care se înțeleseră, alargă în continuu pe cer și nu ajung să se întâlnească niciodată. Astrologii au denumit cele două care după mărimea lor, carul mic și carul mare. Ele pot fi văzute pe cer în serile senine.